Astăzi o să comparăm soarele din sistemul nostru solar cu o altă stea de două ori mai mică care se află într-un univers paralel. Probabil că nu v-ați gândit niciodată cât de importantă este mărimea soarelui pentru viețuitoarele de pe suprafața Pământului, dar după ce veți viziona acest videoclip, veți înțelege cât de norocoși suntem. Soarele din lumea noastră este o stea pitică galbenă, o sferă perfectă de plasmă arzătoare care generează un câmp magnetic în fiecare secundă. În ciuda faptului că este denumit o stea pitică, masa sa este de 330.000 de ori mai mare decât a Pământului, iar diametrul acestui gigant este de 1.391.000 de kilometri. Însă, după cum am menționat la început, soarele din universul paralel este de două ori mai mic decât steaua din sistemul nostru solar, iar acest lucru schimbă totul. Probabil că s-a întâmplat ceva greșit cu secole în urmă, iar celălalt soare a început să piardă masă, a devenit mai rece, mai întunecat, iar în cele din urmă s-a transformat în ceea ce oamenii de știință numesc o pitică roșie. În universul nostru, cea mai apropiată stea pitică roșie este Proxima Centauri, care se află la o distanță de doar 4 ani lumină. Acestea sunt considerate a fi unele dintre cele mai rezistente stele din univers, luminând voidul întunecat de-a lungul a miliarde de ani. După sute de milioane de ani, soarele care este de două ori mai mic se va transforma într-o pitică albastră. În ciuda duratei lungi de viață a unei pitici roșii, atunci când celălalt soare s-a transformat într-un astfel de obiect cosmic, a însemnat sfârșitul viețuitoarelor de pe suprafața planetelor care orbitau în jurul său. Vedeți voi, o stea pitică galbenă ajunge la o temperatură de până la 5500 de grade, iar cea mai cunoscută este chiar soarele din sistemul nostru solar. Deci haideți să ne mutăm împreună în universul paralel, unde soarele va deveni de două ori mai mic și să vedem care ar fi consecințele. După un lanț de întâmplări catastrofale, o stea pitică galbenă se transformă într-o pitică roșie ale cărei temperaturi scad până la 3540 de grade. De aceea, zona locuibilă circumstelară, adică regiunea unde apa lichidă se poate menține pe suprafața unei planete și astfel poate susține viața așa cum o cunoaștem noi, se reduce considerabil. Bineînțeles, viețuitoarele nu vor resimți imediat schimbările de mediu. Climatul pe toată suprafața planetei va deveni treptat mai rece, iar prognozele din spațiu oferite de astronomi vor fi din ce în ce mai sumbre. La început, nimeni nu va supraviețui prea aproape de polul nord și sud, iar dacă acolo ar fi trăit oameni, ei vor migra către ecuator. Multe specii de plante și animale vor dispărea aproape imediat în ciuda eforturilor depuse de oameni pentru a salva toate viețuitoarele de acolo. Destul de curând, jumătate din planetă va deveni un deșert înghețat. Oamenii vor avea probleme uriașe cu mâncarea și procurarea celorlalte resurse necesare supraviețuirii. Temperatura medie va scădea până la minus 28 de grade Celsius. Fabricile se vor strădui să producă suficiente haine călduroase și echipamente electrice care să ajute la supraviețuirea oamenilor în timpul unei ere glaciare. Chiar dacă locuitorii planetei din zona locuibilă vor spera ca noile condiții de mediu să se inverseze, situația nu va face altceva decât să se înrăutățească odată cu trecerea timpului. Fiecare dimineață va fi mai întunecată decât precedenta. Un soare mai slab înseamnă că planetele nu au suficientă lumină pe care să o convertească în energie. Toată vegetația va ofili și animalele care se hrăneau cu plantele verzi nu vor mai găsi altă sursă de mâncare, iar la rândul lor vor dispărea de pe suprafața planetei. Chiar mai rău, acest proces va accelera cu mai multă rapiditate decât anticipaseră astronomii, mai ales datorită dimensiunilor în scădere ale stelei roșii. Mărimea unei stele este direct legată de gravitația sa, iar din moment ce soarele din speța noastră va deveni mai mic, forța sa gravitațională asupra planetei care se află în zona locuibilă va fi din ce în ce mai slabă și nu va dura mult până când planeta își va schimba orbita către una mai largă. Odată ce se va îndepărta la o distanță mai mare față de soare, automat va primi și mai puțină lumină solară, continuând să se răcească. Din acest punct, locuitorii planetei se vor chinui ceva vreme, însă este ușor de prezis rezultatul acestui eveniment. În cele din urmă, frumoasa planetă s-a transformat într-o bucată mare de rocă, acoperită cu un strat gros de gheață. Cred că nimeni nu a prezis până acum efectele secundare ale transformării unei stele normale într-o pitică roșie. În urma șirului nesfârșit de evenimente catastrofale, oamenii de pe planeta locuibilă nu vor mai putea trăi acolo, corect?
Nu, greșit, ei vor supraviețui. Atunci când steaua din sistemul lor solar s-a transformat într-o pitică roșie, sistemul planetar pe care orbita în jurul său s-a schimbat și el. După cum vă puteți aminti, forța gravitațională a stelelor scade odată cu reducerea dimensiunilor sale. De aceea giganții gazoși precum Uranus, Saturn, Neptun sau Jupiter se vor îndepărta de steaua pitică roșie. În caz că nu ați înțeles încă toate efectele secundare, hai să mai explicăm ceva. Giganții gazoși din sistemul planetar format în jurul piticei roșii obișnuiau să protejeze planetele mai mici de asteroizii veniți din neantul spațiului cosmic. Ei au muncit din greu acaparând comete mari în câmpul său gravitațional. Oamenii de știință au declarat că giganții gazoși sunt loviți de 8.000 de ori mai des de obiectele spațiale care plutesc aleatoriu prin spațiu decât restul planetelor mai mici. În plus, mulțumită acestora, obiectele cosmice mai mici care reușesc să se strecoare printre câmpurile gravitaționale sunt proiectate în afara sistemului solar mult mai rapid. Fără acest tip de protecție oferit de uriașii dintr-un sistem solar, rezidurile cosmice ar reprezenta un pericol real pentru planetele mici, la fel cum este cazul și pentru planeta noastră. În plus, unele obiecte cosmice tind să formeze nori uriași care sunt atrași către Soare și arată precum norul lui Oort de la marginea sistemului nostru solar. Din păcate, norii de la marginea sistemului, format de pitica roșie, vor amenința acum noua casă pe care au găsit-o oamenii. Acum poate ați înțeles la ce ne refeream mai devreme. Înainte ca planeta locuibilă din sistemul solar al piticei roșii să devină moartă, oamenii se vor reloca pe o altă planetă care în sistemul nostru solar va fi reprezentată de Mercur. Știm că această planetă nu este cel mai ospitalier loc din sistemul nostru solar. Ea este cea mai apropiată planetă de Soare și cea mai mică. Cu lipsa atmosferei și datorită temperaturilor extreme, reprezintă unul dintre cele mai neprietenoase locuri unde ar putea supraviețui oamenii. Însă, dacă Soarele care este acum de două ori mai mic nu ar fi devenit o pitică roșie, iar Pământul din acel sistem solar nu s-ar fi transformat într-o planetă moartă, nimeni nu ar fi luat în considerare ca Mercur să devină noua casă a oamenilor. Regiunile polare acoperite cu gheață ale planetei Mercur din sistemul nostru solar se află permanent în întuneric, ceea ce face ca aceste zone să fie incredibil de reci. Iar cu cât te apropii mai mult de ecuator, temperaturile din timpul zilei pot crește până la 430 de grade Celsius, însă aproape imediat după apusul soarelui ele scad până la minus 180 de grade. Asta numesc eu temperaturi extreme. În sistemul solar real, un an pe Mercur durează 88 de zile pământești, pe când un an pe noua casă a oamenilor din universul paralel, al cărui soare s-a micșorat de două ori, durează 59 de zile pământești. Astfel, noua planetă a oamenilor, Mercurul noului sistem solar al piticei roșii, a devenit singura planetă pe care oamenii nu vor îngheța de frig și se vor afla chiar în interiorul noii zonei locuibile interstelare. Exact, în caz că nu ți-ai dat seama, dacă Soarele s-ar micșora de două ori, Mercur s-ar afla acum în zona locuibilă a stelei. Cu toate că procesul de transformare într-o pitică roșie a fost rapid, oamenii de știință și inginerii din universul paralel au reușit să găsească o modalitate de a reloca întreaga populație a planetei alături de majoritatea animalelor și plantelor. Poate că este mai mică decât obișnuia să fie vechea noastră planetă, însă cel puțin oamenii sunt în viață. Cu toate astea, poate că noua casă a oamenilor din universul paralel nu s-a bucurat prea mult de noi locuitori nepoftiți. Cu toții știm problemele și obstacolele curente ale rațiunii oamenilor. Totuși, odată ce acest nou Mercur a intrat în zona locuibilă din sistemul solar al Soarelui mai mic, clima sa a devenit mai blândă, deci mult mai potrivită pentru supraviețuirea oamenilor, iar pe suprafața planetei au început să apară primele semne ale apei lichide. Însă acestea sunt singurele condiții care s-au îmbunătățit odată cu intrarea în zona locuibilă. Noua casă a oamenilor încă nu are o atmosferă respirabilă. Oamenii locuiesc în orașe acoperite de cupole uriașe și ies afară doar atunci când îmbracă un costum special, probabil extrem de asemănător cu unul de astronaut. Însă nimeni nu părăsește orașul doar ca să plimbe câinele. Vânturile sunt extrem de periculoase, iar oamenii folosesc funii speciale cu ajutorul cărora se ancorează de planetă. Toate aceste lucruri se întâmplă datorită gravitației noului Mercur, care este de două ori mai mic decât planeta cu care eram noi obișnuiți. Iar dacă oamenii nu adoptă măsurile de precauție necesare, vor fi purtați de vânt aleatoriu prin atmosfera subțire.
În legătură cu atmosfera noii case a oamenilor din universul paralel, atracția gravitațională de pe Mercur 2 nu este suficient de puternică pentru a permite formarea unei atmosfere stabile, de aceea orbita planetei se schimbă regulat datorită vânturilor solare. De asemenea, oamenii de acolo trebuie să fie foarte atenți la aceste vânturi. Cu toate că soarele din universul paralel nu este la fel de mare sau strălucitor ca o stea normală, încă emite suficiente radiații care sunt extrem de periculoase pentru oameni și celelalte viețuitoare de pe noua casă. Însă, în afară de toate problemele pe care le au oamenii acolo, noul Mercur este unul dintre cele mai frumoase locuri din sistemul solar, fiind brăzdată cu cratere uriașe și priveliști de nedescris care sunt rezultatul nenumăratelor ciocniri cu asteroizi și comete de toate dimensiunile. Iar cel mai mare crater, Caloris Planitia, format în urma unei coliziuni uriașe cu un asteroid, la fel ca cel de pe planeta Mercur din universul nostru, are un diametru de 1550 de km. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!